Frații Tate ajung din nou în fața procurorilor. Este ultima zi în care milionarii britanici acuzați de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol participă la perchezițiile electronice ale dispozitivelor ridicate din vila lor din Pipera. Cornel Chitucea ne aduce detalii. Bună dimineața, Cornel, te ascultăm, ești în direct. Bună dimineața, Luiza, bun găsit, doamnelor și domnilor. Frații Tate sunt așteptați să ajungă la DICOT pentru ultima percheziție informatică care va fi organizată în acest caz. De altfel, vă spuneam în intervențiile anterioare cu privire la acest subiect că ei au încercat să conteste arestul preventiv, ceea ce au și făcut, însă nu au avut succes pentru că autoritățile au luat decizia de a-i menține după gratii, chiar dacă au suplimentat echipa de avocați cu avocată celebră din Statele Unite ale Americii, Tina Glandian, care a ajuns în România direct la Curtea de Apel din Capitală pentru a încerca să-i sfătuiască pe ceilalți avocați din echipa fraților Tate cu privire la modul în care pot acționa în instanță. Vedem că sunt mai multe situații neplăcute pentru frații Tate pentru că, pe de o parte, nu au reușit să iasă după gratis și, pe de altă parte, ei încearcă pe cât posibil să scape de acuzațiile care sunt aduse, însă vedem că nu au succes. Vă reamintesc, aceștia au fost reținuți în număr cu 2 luni aproximativ, când au fost acuzați de faptul că foloseau metoda Loverboy pentru a racola fete, iar mai apoi pentru a le folosi pentru industria filmelor pentru adulți și videochat. Noi vom rămâne aici la sediul DICO și vom reveni cu mai multe informații de îndată ce doi frați milionari vor ajunge la sediul Direcției Naționale Anticorupție.